Să continuăm discuția despre câinii aceștia pe care tu practic îi dresezi, îi formezi pentru a asigura aici în port acest bun mers al lucrurilor, că practic nasul lor, simțul lor olfactiv face diferență. Cam din anii 70 a început să fie folosit câinele de detecție. Odată pentru descoperirea substanțelor explozive și tot în anii aia, când a luat amploare traficul de droguri, s-a pus problema folosirii câinelui de droguri. Refer pe plan mondial, să fac o introducere. Și bineînțeles, tot Germania a fost țara care a furnizat tehnicile de dresaj, inclusiv pentru SUA. Iar noi am început să folosim câine antidrog. De exemplu, în portul Constanța, echipa antidrog s-a făcut, canină s-a făcut în 1995. Au fost trimiși băieții, colegii, au fost trimiși la Sibiu, au stat 6 luni la curs, după care s-au întors cu câinii și, fără discuție, făceau aceeași muncă și în anii aia, 95, 2000, 2005, 2015, 2020, făceau aceeași muncă pe care o facem și noi acum, și anume, verificam containerele, verificam mijloacele auto care erau suspecte și verificam navele care intrau în țară, controlul antidrog la cabine. La fel, după aceea, începând cu 2008, am introdus câinii de detecție tutun. Uh-huh. Și bun, interesant. Am avut o întrebare. Da. Existau mai multe feluri de detecție de tutun sau era pur și simplu ăsta era mirosul? Nu, noi schimbam fără discuție că unul din principiile dresajului spune să nu te bazezi pe șabloane. Să folosești aceeași substanță înseamnă de fapt să mergi la un moment dat pe un șablon. Fără discuție că schimbam tutunul. Cum aveam ocazia, puneam fel de fel de tipuri de sunt țigări. Mai multe tipuri. Marlboro, Leme, și fiecare schimba. Are cât un miros. Există nuanțe diferite, dar substanța de bază este nicotina. Uh-huh. Okay. Deci eu am făcut experimentul ăsta, că cineva m-am contrazis cu cineva și a spus: domnule, dacă folosești câinele pe Marlboro, va găsi numai Marlboro. Okay. Și eu am spus: nu. Substanța de bază este nicotina și îți voi demonstra că pot găsi orice tip de țigară. Și am spus: vino, măcar ai câștigat. Zic: vino cu cumpără din comerț un pachet de țigări cu care noi nu ne antrenăm. Ia un cartuș și adu-l încoace la contrabandă și nu ne antrenăm noi câinii cu el și să vedem. Și câinele a detectat fără probleme. Dar pentru că substanța de bază este aceeași, este nicotina și câinele detectează nicotina foarte ușor. La câinii antidrog, acolo munca e puțin mai multă pentru că lucrezi cu mai multe substanțe și câinele trebuie să memoreze toate cele 6 substanțe. Te întrerup și atunci... Apropo că mi-ai ridicat mingea la fileu, dragii mei, să știți că eu am participat la un antrenament veritabil al lui Nicu cu cățelușa și bineînțeles cu echipa lui de dresori, cu cățelușa care efectiv depista... Ce rasă era? Era Labrador. Sara, te referi la Sara. Era un Labrador, dar o zgâtie de câine, dar efectiv era pâșneață. Și... Era un Labrador cu temperament de Malinois. Exact, un Labrador cu temperament de Malinois. Și mi-aduc aminte că prima fază a acestui antrenament a fost să împrăștie pe o linie, a scos Nicu dintr-o valiză, niște mostre, ziceai că în filme, a scos niște mostre, deci omul umbla cu droguri, dar numai că era legal. Da, fără, este stipulat în lege că poți deține droguri pentru antrenamentul câinilor. Nemernicule! Așa, glumim acum. Dar efectiv a luat de acolo mostră și a început să ascundă în acea linie de mai multe, da, cum aveați voi, niște vase sub care ascundeau această mostră și a trimis cățeaua. A luat punct cu punct, s-a dus, imediat a depistat acel punct plin de miros și ce a făcut? Bine, a semnalat. Care e tipul de semnalizare? Pe vremea aia semnalau activ. Activ. De exemplu, sara mea râcăia, dar din ce am văzut acum în ultimul timp, se pune accent pe semnalarea pasivă. De fapt, și când am făcut stagiile Frontex, când s-a dorit să se implementeze
standardele Frontex pentru dresajul câinilor de detecție, s-a pus problema câinii să detecteze, să semnaleze să pasiv. Să nu mai fie înainte, pasiv, să dau cu labele. Da, și am văzut și în, și în state, am văzut și în state, toți merg pe semnalarea pasivă. Nu mică mi-a fost mirarea, de fapt, când m-ai dus efectiv în port și erau niște stive de lemne. Deci erau niște, cum se numesc alea? Cherestea, erau stive. Da, cherestea era pus așa, stive, stive. Ai început să pui cățelușa să caute. Bă, da, o cățelușă mică, deci nu vă imaginați că era cine știe ce dulău. O cățelușă mică și a început să sară niște obstacole, că stivele alea de cherestea aveau 3 metri înălțime. Și a început Nicu al meu să sară cu cățeaua, țac, 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 să ajungă sus în vârful acestor stive de cherestea. În ideea de căutare, deci cățelușa era pregătită căuta. Să caute în orice condiții, indiferent de obstacole. Și concluzia care este, Cătăline? Partea psihică contează enorm de mult când vorbim despre câini utilitari. Foarte corect. Partea psihică primează. Dar practic câinii aceștia pentru asta au fost făcuți, să fie utilitari, să fie folosiți, să ajute pe cineva. Da, corect? Corect, așa e. Teoretic așa este, dar din păcate vedem că majoritatea raselor utilitare excelează mai mult în expoziție de frumusețe și din punctul meu de vedere câinii utilitari, rasele care erau cunoscute pe vremuri celebre prin caracterul lor, de exemplu de pază și apărare, Doberman, Schnauzer, Boxer. Boxer a fost un câine foarte bun de pază, ciobănesc german, nu mai sunt ceea ce au fost. Dezamăgire. Este foarte greu să găsești un câine cu un psihic foarte bun pentru, pentru muncă. Tot am ajuns să vorbim despre rasele utilitare. Da. O să trecem tiptil, tiptil, de la câinele acela de lucru din cadrul unei astfel de instituții care se bazează pe câini de căutare, la câinii pe care și eu i-am întâlnit acolo în unitatea de dresaj specială de la Ciorani. Erau câini cu preponderență câini de pază. Ce era? Era o crescătorie de sute de câini. Ce era, Sănic? Ciobănesc german, normal. Ciobănesc german. Ciobănescul german la acea vreme avea un caracter puternic. Eu când am fost acolo am văzut câini, niște zdrahoni de ăștia foarte puternici și extraordinar de bine dresați. Ce s-a întâmplat de atunci? Păi, totul a plecat de la politica greșită a clubului german, SFAO. Pentru că SFAO, începând cu anii 70, nu și-a mai dorit ca ciobănescul german să fie un câine selecționat pe considerente de câine de armată, de poliție. Ci și-a dorit să fie un câine pentru sport, pentru familie, pentru divertisment. Au fost promovați pentru reproducție câini care nu întotdeauna excelau în abilitățile de lucru, dar erau foarte frumoși. Ori politica asta se face de 40 de ani. Dar și de ce nu s-au concentrat și pe ideea de a păstra un echilibru? Băi, avem nevoie de câini ăștia. Până în anii 70, să știi că până în anii 70 a fost așa o înțelegere tacită între președinții SFAO să
ducă în continuare dorința părintelui rasei, Max von Stepanitz. Adică să primeze abilitățile de lucru. Totuși din 70 a venit altă echipă și ei au considerat că trebuie să revoluționeze rasa. Bun, s-o revoluționa, adică s-o schimbăm radical. Și într-adevăr, Ciobănescu German a fost schimbat radical. Dacă ne uităm și anatomic și psihic. Numai că, din păcate, Ciobănescu German a fost schimbat radical în rău. A fost schimbat radical în rău. Aici este durerea, că, uite, eu mă uit în cartea asta, v-am spus, cartea se numește Dresajul câinilor de serviciu. Este o carte extraordinară și mă uit aici, și văd că oamenii aceștia nici măcar nu își puneau problema de caracterul câinelui. No. Ei se concentrau efectiv pe ce echipamente folosim, ce metode, la ce fază, la ce vârstă începe câinele dresajul, care este programul de zi cu zi. Se concentrau pe cum fac mai bine o specialitate sau alta. De ce nu s-a concentrat mai departe lumea să aibă acest câine, cum îl vedem noi pe această... Cred că acolo presupun că au fost și niște ambiții personale. Ei cred că în anii ei au considerat că schimbarea curentului de selecție, schimbarea conceptului de selecție se face spre binele rasei. Cred că ei la început au fost de bună credință. Dar după aceea începutul a fost totuși făcut greșit. Și reparația n-a mai venit niciodată. Eu zic că nici în ziua de azi n-a mai venit reparația. Și spun și de ce. Pentru că dacă stăm puțin, în anii 70, rasa nu era împărțită în linie de show, linie de lucru. Exista campionatul de creștere, fără discuție, al SFAO, dar nu era separația. După care din anii aia s-au separat câinii. Iar câinii de show, cum le spunem noi, au fost construiți pe niște câini slabi în abilități. Erau niște câini cu probleme. Când n-aveau caracteristicile câinelui de lucru, nu, efectiv, pe care să le exploatezi. Sub nicio formă. Deci ei, fără discuții, că au vrut în primul rând să schimbe tipul anatomic. L-au schimbat. Dar cu ce preț? Cu ce preț, Cătăline? Ce aveam atunci și ce avem acum? Eu știu că eu când mi-am ales câinele de la Cioran, bine, erau sute de câini. Mi-a spus comandantul Manolache atunci, băi, du-te, plutonier, căpșună, du-te cu cornea să-și aleagă un câine, da? Și m-am plimbat prin padocurile alea, băi, am văzut sute de câini, efectiv. Și toți erau ok, dar toți erau, aveau o construcție, nu știam pe care să aleg. Și toți erau ok. Eu l-am ales pe cel mai mare, cât are? 7 luni, cel mai mare pe ăla iau. Da, trebuie să mergem. Drept. Să mergem în istorie puțin, da? Să vedem de unde era șeptelul câini de la Ciorani și de la Sibiu. Așa? Pentru că și Sibiu până în 90 a avut niște câini excepționali. Eu am avut câinii. În anii 80, ce câini am avut eu, mulțumesc lui Dumnezeu că i-am avut. Ai avut șansa să și proveneau de la Sibiu, păi am interacționat, am avut câinii mei. Da, exact, să poți lucra cu ei. Deci am lucrat cu ei. Adevăratul ciobănesc german cu caracterul acela. Erau niște câini excepționali, deci eu în vremea aia, eu n-am văzut frică la câine. Eu am crezut că frica pe vremea aia este specifică omului. Deci eu am avut și n-am avut un câine, atenție, deci am avut vreo 3 câini ai mei. Și am interacționat și cu alți câini și toți erau curajoși, toți erau stabili psihic, lucrai cu ei și pe vremea aia știi bine cum să lucra. Nu să lucra cu mingiuța, cu clickerul cu alea, să lucra mecanic. Metoda mecanică este descrisă aici, dar și erau câini apropo, okay. Pentru că această metodă mecanică, de care unii în ziua de azi fug, dar este o mare pierdere pentru ei, această metodă mecanică era inclusiv la Ciorani, lucrată de dresori, instructori, Cătăline, dresori de acolo. Cătăline, dar acum nu mai ai câini pentru metoda asta. Nu mai ai câini pentru metoda. Da, păi aici este că vorbeam și cu prietenul Caraman cu o intervenție în urmă. Nu mai sunt câini pe care să aplici metode adevărate. Și atunci trebuie să faci tot felul de artificii să nu se șifoneze, să nu se zbere pe tine. Bine, acum eu nu susțin. Nu, dar ce voiam să spun? Stai un pic. Voiam să spun că pe această metodă, practic pe Biblia dresajului de la câinilor de poliție, da? Am văzut niște câini care făceau, ce să spun, nici în filme nu vedeam ceea ce puteau să facă acei câini când făceau demonstrative, pentru că noi am venit ca niște teriplici soldați de la instrucție, da?
și ca să ne prezinte unitatea, instructorii, dresori și câinii care sunt acolo. S-au apucat frumos, au venit instructorii cu dulăii lor și au început să facă demonstrație. Păi ce am văzut eu acolo mi-a picat fața, am zis, mamă, am ajuns în rai. Deci da. Câinii aceia, prin metoda asta, metoda mecanică, da, pur și simplu contact da. Fizic cu câinele, câinii respectiv lucrau bestial lucrau. Ce vreau să zic? Bine, acum, fără discuție, dresajul s-a perfecționat, a evoluat și sunt de acord. Era ceva firesc. Nu trebuie acum să susțin că metoda mecanică era... Da. Nu, nu. Asta poate fi combinată cu... Problema este cu totul alta. Metodele de dresaj, foarte bine, mă bucur, s-au perfecționat și noi le abordăm, le-am trebuie să recunoaști, le-am, da, adică le-am abordat. Da? Frumos și lui Dumnezeu îi place. Dar câinii n-au rămas aceiași. Asta e partea gravă. Și... Partea gravă e că s-ar putea să nu mai reușim să ne întoarcem. De cât timp cauți tu ciobănescul german, acela pe care l-ai cunoscut? Păi ultimul ciobănesc german... Adolescență. Ultimul ciobănesc german, într-adevăr, adevărat, de protecție și însoțire, l-am avut undeva până 2004, dar ăla era tot de linie veche, da, da, fără acte, drept, așa cum fără acte, dar un câine puternic. Da. Și ăla a fost ultimul câine care m-a uimit. Și de ce m-a uimit? Era foarte dur câinele, dar în relația cu mine era ok. După 2005, când au pătruns liniile de lucru... Știi ce aș vrea, până la linie de lucru? Aș vrea să îmi descrii câteva... Câteva detalii caracteristice ale acelui tip de ciobănesc german. Păi, cum? Pune-le așa, cap la cap, că sunt fascinante aceste detalii. Hai să spun ce însemna un câine de protecție pe vremea aia. Eu am avut două situații reale. În 80 și 6. Da. Păi erau genul de câine care dacă, să spun, îl dădeai să atace pe cineva, aveai două opțiuni. Ori dădeai în el să nu se mai ridice, dădeai bine în el, loveai ca să nu se mai ridice, ori vedeai pe unde poți să fugi să scapi de el cât mai repede. Nu exista opțiunea să, dacă nu dădeai bine, câinele ăla nu băga coada între picioare, ăla nu schiuna, ăla nu fugea. Dacă începeai lupta cu el, el devenea și mai dârz. Deci eu am avut două situații spontane, nu legat de șabloane, de dresaj, îți dai seama ce dresaj făceam atunci, n-aveam costume, n-aveam. Da. Situații reale în care câinele s-a comportat exemplar, deci pur și simplu a trebuit să-l iau. A trebuit să-l iau. Ca să-i ușurez suferința omului. Deci erau niște câini foarte rigizi, erau câini duri. Problema rasei, și nu numai ciobănescului german, pentru că nici Dobermanul nu mai aici a fost. Boxerul nu mai vorbesc. Deci am lucrat cu boxer în anii 90, din aia din garda veche, și erau excelenți capaznici. Erau câini stabili, uite, eu l-am avut pe Rex și eram un adolescent. Uh-huh. Rex era foarte dur, dar câinele era niciodată n-a sărit la mine să mă muște. Cum se comporta pe stradă când erai cu el? Pe stradă nu era prietenos, dar nu era nici agresiv. Adică el era în lumea lui, în sensul că îl lăsam pe stradă, atunci nu erau restricțiile astea prea cu bodniță. Avea bodniță, eu puneam așa din propria mea conștiință, dar îl lăsam liber, câinele mirosea peste tot, marca... Trecea pe lângă oameni, nu-i băga în seamă, dar nu dădea din coadă. Dar în schimb, dacă tu veneai la mine și vroiai să pui mâna pe el, ce cățel frumos ai, nu era nicio problemă, dar era rece. Adică te accepta că să nu pui... avea nicio emoție. Nu, dar nu era, vai, alintă ăsta. Un alt lucru pe care l-am văzut la liniile vechi, aveau și lătratul, era altfel, era un lătrat gros, răgușit, așa. Și adică știai, bă, ăla are ceva, are alt câine. Când mergeam în oraș, în anumite cartiere, știam cine avea câine lup. Uh-huh. Și știai, bă, avea un lătrat aparte. Avea un lătrat aparte, deci un lătrat gros, un lătrat care te punea la respect. Realitatea este că ciobănești ăștia germani din ziua de astăzi, băi, recunoști că sunt ciobănești germani, dar au un lătrat spart, așa da, e. Da, nu știu, deci poate... și să revin, cu linia de lucru, în 2005 am mai găsit câini duri. Nu zic nu, numai că erau prea extremi. În sensul că atacau chiar și da, am văzut și stăpânul, să săreau și te luau și pe tine ca stăpân. De-aia noi trebuie să facem diferența între câinele nervos și câinele combativ. Combativitatea este da, una, nervozitatea este și alta. Sunt două cuvinte cheie aici. Combativitatea. Din care putem face... Deci câinii clar, care erau pe vremuri erau câini combativi. Ne lua informație. Erau câini combativi, erau câini dârgi. Adică erau câini cu rezistență la durere, duri.
în momentul în care intrau în luptă și făceau treaba bine. Adică dacă salutau cu un, eu am făcut de exemplu că îmi plăceau chestiile astea. Făceam, am pus pariu de exemplu cu un coleg de liceu, făcea handbal, era înalt, avea vreun 1,90 m la atunci și a spus: "Bă, eu mă bat cu câinele tău." Eu de abia așteptam. Și știam ce poate gândi și am spus: "Uite ce cum facem, îi pun bodița." Și da, facem cu bodnița. Vreau să discutăm un pic despre bodnița. Zic, facem cu bodnița. Ok, ne-am dus noi într-o zonă de aia mai retrasă, lângă o unitate militară de pompieri. Și am zis: "Gata, gata, Florin, gata, hai." Rex, hoțul, s-a dus, deci crede-mă că o rachetă s-a băgat în el, s-a aruncat asupra lui și a tras exact cu bodnița exact în față. Knockout a fost câinele ăsta, băiatul. Deci când își făceau treaba asta, o făceau, frate. Dacă îl loveai, ți-am spus încă o dată, nu cedau. Eu am avut, de exemplu, un alt incident prin 86. Era un băiețaș, na, ca în toate cartierele, mai erau unii mai maciu, era mai mare decât mine cu vreo 2-3 ani. Și era puțin luat, că, na, pe vremea aia cârciumile erau pline. Așa, și a venit el din cârciumă și eu ce am făcut? Am legat câinele de un gărduț în fața blocului și m-am dus până acasă. Câinele avea bodniță. Și eu, de ciudă, știa că e câinele meu, că ne știam așa, orașul era mic. Eu am crescut în Moinești, județul Bacău, deci un oraș micuț. Și a venit și a dat cu o cărămidă în cap. Deci pur și simplu câinelui a dat cu o cărămidă în cap. Ok, asta a fost. A el a plecat mai departe, am coborât, în fine. M-am întâlnit cu el după vreo săptămână, două, cam așa. Și eram supărat, normal. Și am zis: "Bă, dar de ce ai dat în câine?" Și el, bineînțeles, fiind mai mare, na, normal, bă, cum ce faci, bă, tu așa ceva? Nu știu ce. Să se impune. Și atunci, având câinele, normal, și am dat comandă câinelui și câinele l-a atacat. Avea bunese și atunci. Dar ce vreau să spun? La lovitura pe care a luat-o câinele ăla, rămânea marcat, Cătăline. Clar, un câine din rasă, din ziua noastră, nu... când ia o asemenea lovitură, până îți revine, dacă îți mai revine, câinele ăla n-a avut nicio problemă. E, dar eu vreau să spun așa, că făcusem dresajul de pază și la Ciorani, trecusem prin toate etapele. Apropo, câinele meu de la Ciorani, prima dată când l-am luat și l-am testat frumos, era măricel, așa, l-am băgat între mai mulți câini, așa într-un semicerc, cum făceam noi exercițiile atunci, și a apărut dintre copaci, a apărut atentatorul, da, care s-a zis. Da, veneau din pădure. El stătea cu coada între picioare, a zis: "Bă, ce fac? Ce fac cu ăsta?" Știi? Vreau să spun că prin dresaj, asta ca să rețineți, prin dresaj, prin disciplină, am creat o relație puternică cu câinele, i s-a ridicat moralul și s-a descoperit și s-a etalat adevăratul caracter al lui. A devenit unul dintre cei mai duri câini de la Ciorani. Și am trecut prin toate fazele. Țin minte că de la Nicu am aflat atunci, el venise într-un stagiu de o lună sau două, nu mai știu cât ai stat pe acolo. Două luni. Și acolo ne-am cunoscut. Și era pentru prima oară când eu auzisem că de fapt este, și mi s-a părut așa o revelație, bă, cât sens are treaba asta. Face câinele priză pe manșon, dar ca să aibă curaj și să insiste și să meargă mai departe cu dorința asta de a reține infractorul, să-l pună la pământ, este să-i lași în antrenamente manșonul. Noi pe vremea aceea, cel puțin așa am văzut acolo la antrenamentele de la Ciorani, ei doar dădeau drumul câinelui să muște mecanic și după aia trăgeau de el să-i spună: "Lasă, lasă, lasă", dar fără ca în prealabil să-i dea câinelui șansa de a câștiga acea pradă. Că, practic, pe ce se baza drive-ul câinelui de pe vremea aceea de protecție? Nu. Pe ce se baza? Era instinctul de luptă. Da. Nu se baza pe instinctul de pradă. Câinele nu ataca, el nu-și dorea recompensa, așa zis, da? Să-l țină pe ăla pe loc. Pur și simplu vroia să combată persoana respectivă, să o pună la pământ. Înseamnă că în zilele noastre este combinația asta pe care mulți încearcă să o așeze. Instinct de pradă ca să se ducă câinele motivat după prada te ajută, Cătăline. După aceea apărare ca să-l lovească. Instinctul de pradă este indispensabil la orice tip de dresaj. Instinctul de pradă te ajută fără discuție. Îl ajută pe câine să facă o priză de calitate. Este clar asta, da? Dar un câine care mușcă doar din instinct de pradă, am mai discutat așa în cercuri restrânse, un câine care mușcă din instinct de pradă, din dorința de a-și lua prada, ăla nu este un câine complet de protecție. Sigur. Și care este testul suprem la treaba asta? Ia zi tu. Pentru că
Eu am învățat așa de-a lungul timpului. Am făcut și eu, slavă Domnului, și în costum, și în dresaj. Am făcut la pază și protecție cu câini de mi-a ieșit pe nas. Dar care era testul suprem? Ok, îl pui să muște din manșon, îl pui să muște din costum. Dar apoi pui bodița pe câine și dacă atacă în bodniță, corect? Atunci, cu adevărat, câinele acela este de atac. Am dreptate sau nu? Adică era testul acela, bă, ok, muști din chestiunea asta, dar s-ar putea să muști pentru că tu vrei banșonul ăla, bucățica aia de cârpă de care tragi, să fuci cu ea și să te joci. Știi care trebuie gădână? Câinele de protecție reală, indiferent, unii au spus, domnule, că nu există așa. Ba da, există, există protecția reală și există protecția sportivă, corect, în sport, în, clar. Și se bazează undeva pe două instincte. Păi ăla din sport, clar, mușcă, majoritatea mușcă din pradă, din dorința de a-și lua recompensa, care se numește manșon, în timpul antrenamentului pernuță. Nu e duritate, nu e agresivitate. Nu, aia e o mare păcăleală. Deci, adică dă bine în poză, dă bine în bine fără filmare. Discuție, dar realitatea e cu totul alta. Da? Atacul real este cu totul, lupta reală, paza, protecția reală este cu totul altceva. Dacă acel câine nu are instinct de luptă, nu are agresivitate naturală, nu poate face o protecție reală. De aceea câinii de protecție reală, în primul rând, trebuie construiți genetic. Dresurul are al doilea rol. Da? Duritatea nu se construiește. Duritatea câinilor se naște cu duritate. De aia noi trebuie să, dacă facem reproducție și vrem să reparăm ceva în rasă, trebuie să reintroducem duritatea în rasă. Rasa ciobănești german și nu numai. Deci să vină pe fond genetic această... Dar n-ai cum. Duritatea nu se construiește. Exact. Da? Deci duritatea nu se construiește. A, că luptă el mai mult, păi ai tot pradă. Îți spun un lucru ce mi s-a întâmplat. Acum câțiva ani de zile mă cheamă un proprietar de câini, avea doi ciobănești germani într-o curte și îmi spune, uite domne, vreau să-i fac de pază. Și eu am spus, băi, întâi să-i vedem dacă sunt de pază, că poate nu au acel că ceva, știi? Dacă nu are natură. Că îi văd, erau niște da. Frunze da. În vânt, așa, făceau la gard da. Și am zis, domne, nu o să facem nimic, adică nu o să fie de pază. Ai uitat, ai văzut, americanii folosesc destul de cu multă larghețe câinii. Ai văzut filmulețe când câinii mușcă. Da. E, hai să vezi tu că după incidentul ăsta care a fost acum de... Au fost demonstrațiile alea prin Los Angeles, hai să vezi că se va schimba legislația și în Statele Unite în ceea ce privește folosirea uzul forței asupra persoanelor periculoase, da? Și hai să vezi că va atinge și folosirea câinelui. Și o să ajungă și acolo. Păi și atunci nu o să mai fie folosiți câini. Păi nu, o să fie folosiți, dar o să fie folosiți în anumite condiții. Nu mai merge să îl dai cum făceau, ai văzut, americanii dădeau, mușcau fără probleme, îl ținea până la priză. Hai să vezi că o să fie tot ceva de genul, bă, îl sperii mai întâi la râmbă, pui bodnița și lansezi cu bodnița. Cine știe ce o să... Dar oricum este foarte clar că politicile sunt cu totul altele, nu mai sunt anii care erau. Și pe mine mă întristează chestia asta pentru că dă o rasă în jos. Dacă politica de selecție ar fi rămas ca până în anii 70, în sensul că ca, virgulă, câinele să fie considerat clar câine de serviciu, să fie selecționat pe considerente de câine de serviciu, de poliție, de armată, de vamă, de nu știu ce, și duritatea să rămână o calitate, rasa ce-ar fi suferit? Ar fi suferit în sensul inefectiv. Ar fi scăzut efectivul ei pentru că nu oricine avea putea... Nu permitea oricine să ia un câine de genul ăsta să-l țină în casă, la bloc. Da, deci ar fi fost un regim mai special, de exemplu, cum este și Rottweilerul, deținerea lui, știi că este... Da? Dar din punctul meu de vedere nu era nimic, rasa rămânea la fel. Normal. Important era rasa să rămână așa, decât să am o masă mare de câini, un număr mare de câini, dar cu instincte slabe, da? O rasă care se numește utilitară, iar în standardul ei scrie foarte clar că trebuie să fie să facă muncă de pază, protecție. Dar fii atent, o chestie, o anomalie în standard. Spune acolo să nu fie deloc, să nu fie timid, să nu, cu excepția situațiilor excitante. Adică când sunt situații excitante, când le poți fi fricos. Asta e bun. Ai înțeles? Da. Și păi ce înseamnă situație excitantă, Cătăline? În momentul în care ieși cu câinele din curte sau din unitate, da? Și ești cu el la muncă, câinele se lovește din momentul ăla de situație excitante.
zgomote, grupuri de persoane, fel de fel de mișcări spontane. Alea sunt situații excitante. Deci eu, prin standard, accept că acolo să fie timid. Da, să fie nesigur. Timiditatea n-are ce căuta într-o rasă utilitară. Corect. Clar. Și mai ales când spui despre rasa respectivă, domnule, asta este destinată pentru poliție, pază, apărare. România, îți spun un lucru ca noutate. România a fost ultima țară din Europa care a mai avut șeptelul vechi, până prin 2005, prin Ciorani, și până prin 95, prin Sibiu. Șeptelul ăla nu-l mai găseai nici în Ceoslovacia. Deci eu în 2006 am fost în Slovacia și l-am întrebat, i-am spus ce vreau și mi-a zis omul, că era și el din garda veche, mi-a spus, ce știu ce vrei, dar nu mai găsim. România încă mai avea tipul ăla de câine. Partea proastă a fost că... L-au lăsat să ducă pe apa sâmbătă. Acei câini care au fost reproduși la Sibiu, la Ciorani, actele lor de origine, pentru că ei aveau acte de origine, că ei proveneau din câini importați din RDG și din Ceoslovacia, care aveau acte de origine, pedigree. Uh-huh. Dar acele acte de origine nu erau recunoscute de Asociația Kinologică Română, pentru că ei, dacă la vremea aia, în anii 80, făceau un protocol ceva cu Asociația Kinologică Română ca actele alea să fie recunoscute, astăzi poate am fi avut niște câini din aia cu pedigree recunoscut de FCI. Îți dau exemplu modelul Ceoslovacii. Cea mai puternică canisă de ciobănești german de lucru era canisa pohranișnei, adică canisa poliției de frontieră a statului. Și actele lor de acolo din unitate, cum erau și ale noastre, erau recunoscute de către Asociația Kinologică Cehă din Ceoslovacia și de către FCI. Comunismul a căzut în anii 90, dar acele acte, acum vedem în pedigree recunoscute FCI, vedem câini pohranișni. Deci noi nu am ținut de asta. Vreau să ne... Și s-a pierdut șeptelul. Să ne retragem un pic din universul acestei birocrații enorme care a dus la coborârea nivelului de lucru a acestor câini, da? Și să ne întoarcem un pic în tehnic. Pentru că suntem pe canalul de YouTube Dresaj Canin Profesional, aș vrea să vorbim despre dresaj. Și fii atent,